Pentru că a venit curierul la timp, v-am zis că eu le-am pe toate. A venit o comandă de la China, așa că hai să vă arăt ce am luat. Am luat un covor, m-am gândit eu că va fi util pentru brad, când spun bradul. E foarte, foarte mare, e lung, este gros, e mai mare decât mine și asta este cealaltă parte sau, mă rog, are niște modele aici cu negru. Motivele astea aici cu bradul ăsta, cu tot și scrie și ceva aici, happy every day, ceva, Merry Christmas. Dacă nu știu dacă am prins Merry Christmas-ul de aici. Da, deci este uriaș. Dar ce m-a uimit pe mine este faptul că este foarte tare aici. Adică este destul de gros. Așa că, da, super tare. Am aici o nebunie. Aș fi căzut ceva. Deci am o bentiță din asta pentru că aveam nevoie când îmi fac skincare-ul. Are și două din astea. Așa. Mai departe, aici am luat niște recipiente pentru condimente. Deci stai să vă arăt una, că toate sunt la fel. Mi s-a părut super, super drăguțe și mai ales că sunt toate, la un fel. Uite, cam așa arată una. Și dacă vedeți, are aici chestia asta. Adică gen aici iese mai puțin și mai are aici dacă vrei să pui mai mult în mâncare. Mai multă mâncare. Mi se pare super, super mișto și de efect. Și mai are ceva aici, o să vi le arăt eu când le fac, au din astea să le pui etichete. Aici am o cutie de bijuterii care are mai multe compartimente. Asta arată așa. Aici super, super, super multe compartimente. Și mai am aici, pentru că eu am multe bijuterii și din argint și mai am și gablonțuri. Uite, are așa o din asta. Arată cam așa, este super, super mișto. Uite și aici. E tare, chiar e tare pe partea asta, așa că, da, super nice. Iar aici am o cutie, dacă ați mai urmărit vlogurile mele sau pe shorts, ați văzut sigur că am luat o cutie din asta super mare ca să pun pernele de la terasă și ce credeți, mai am nevoie de una, așa că am această comandă. Și e super, super mare, e foarte încăpătoare, are fermoara aici și pernele stau super bine. Nu uitați să dați subscribe canalului pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Mă ajută foarte, foarte tare, vă știu acolo, mă bucur să discut cu voi mai jos în comentarii. Și am văzut că vă place videoclipurile de tipul shorts, adică acelea mai scurte. Așa că o să vină mai multe și de genul acela, cu haul-uri de cumpărături, cu haul-uri de pijamale, cu ce mai fac eu în viața de zi cu zi, ce produse noi mai descoper și, în general, cam cum sunt eu, așa nebună și zăpăcită. Așa că vă pup să aveți o zi cât mai frumoasă și ne vedem data viitoare cu nou clip. Bye!